Mateiu Caragiale, fiul dramaturgului Ile Caragiale, este omagiat în această săptămână la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung. În această lună se sărbătoresc 131 de ani de la nașterea celui care a lăsat literaturii române unul dintre cele mai importante romane, și anume Craii de la Curtea Veche. Cu o viață destul de zbuciumată, scriitorul omagiat lucrează timp de 10 ani la capodopera sa, celelalte scrieri fiind nefinalizate. În această săptămână, Biblioteca Municipală Câmpul Lung Mușcel comemorează 131 de ani de la nașterea poetului, scriitorului și istoric al heraldicii Mateiu Caragiale. Născut la 25 martie 1885 în București, fiind primul născut al lui Ion Luca Caragiale și al Mariei Constantinescu. Acesta are o viață de o copilărie tumultoasă, deoarece tatăl său în anul 1889 se căsătorește cu Alexandrina Burelli și fiul său, Mateiu Caragiale, va veni noua familie. Încă din adolescență își descoperă pasiunea sa pentru heraldică și pentru genealogie, datorită credinței sale că strămoșii săi erau aristocrați și dorea să-și demonstreze genealogia, rădăcinile. Referitor la activitatea sa literară, lucrarea cea mai importantă, Craii de Curte Veche, este una emblematică în literatura română, este comparată de critici literari cu Ghepardul romancierului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Evocă societatea românească și Bucureștiul în primele decenii ale secolului trecut, iar romanul este scris într-o limbă fastoasă, de o bogăție și de o varietate extraordinară din punct de vedere stilistic, care fac din acesta una dintre cele mai expresive scrieri din întreaga literatură română. Însă, realizarea romanului durând aproape 20 de ani, Mateiu Caragiale, deși începuse să lucreze la el de abia din 1910, la sfârșitul anului 1929 predă ultimele capitole pentru a apărea opera la Cartea Românească. Sfârșitul acestui roman este inspirat din experiența sa trăită într-un conac din Bărgan, pe care soția sa îl moștenise de la familie. Admiratorii au fost numeroși pentru acest roman, ceea ce, la o analiză superficială a acestuia, nu s-ar explica. Titlul însă vine de la o anecdotă publicată de Ion Luca Caragiale, în care se explică originea expresiei crai. Fără a avea o complexitate ca operei Craii de Curte Veche, a doua opera sa, povestirea Remember, este o adevărată artă poetică, reprezintă punctul cel mai înalt al esteticii lui Mateiu Caragiale. Este plasată într-un cadru cosmopolit, respectiv al Berlinului de la începutul secolului al XIX-lea. Acțiunea este învăluită într-o atmosferă occidentală, cu aluzii livrești și mondene legate de cele mai subtile aspecte ale decăderii continentului european. În semn de omagiu, Banca Națională a României a pus în circulație anul trecut o monedă de argint în memoria lui Mateiu Caragiale. Aceasta a fost emisă într-un tiraj de 250 de exemplare.